județul Sibiu. Locul 3. Ce înseamnă asta? Locul 3, între cei candidați, domnul Ponta, în locul 3. În municipiu, cum credeți că va fi? Eu. Obiectivul este locul 3 în toate localitățile, locul 3 în județul Sibiu. Și bineînțeles, turul 2, locul 3. Este posibil obținerea acestui scor în vedere că e contra unui candidat care e local? Eu vreau să vă spun că ceea ce v-am spus legat de percepția publică este reală. Este o percepție care îl dezavantajează puternic pe domnul Iohannis, care a stat departe de electorat, care n-a acordat audiențe, care niciodată când s-au luat măsuri de scădere a salariilor, a pensiilor, n-a avut o atitudine publică. Acest lucru îl dezavantajează și oamenii înțeleg că aici vorbim de o problemă națională și nu de primăria municipiului Sibiu, unde percepția poate să fie cu totul altă. Da. Vorbim de funcția de președinte al Republicii România. Vorbeați de domnul Ficiu, sau și pentru domnul Cindean, vorbeați de respect, de lipsă de scandaluri. Cum catalogați atunci declarația de ieri a domnului Șoban, care probabil că știți la catalogat pe domnul Iohannis, încep la minte, gândeam și alte. Întrebați-l pe domnul Șoga, chiar nu vreau să răspund de ceea ce spune. Campania mi se pare civilizată, extrem de civilizată și chiar nu aș vrea să comentez astăzi aici declarațiile pe care acum le aflu, eu cel puțin, legate de declarația cu la părerea domnului Șoga. Nu este un punct de vedere al partidului, este o părere personală și nu pot permite să comentez părerea personală a nimănui. Ar trebui urmat exemplu de la Sibiu și la nivel național în privința campaniei electorale, adică civilizat, fără atacuri? Eu cred că este o campanie civilizată, fără atacuri. Bineînțeles că persoanele, funcție de temperamentul lor și sistemul de percepție, pot să fie mai virulente sau nu. Eu cred că trebuie să păstrăm campania într-o notă civilizată, în care argumente solide, care țin de statutul președintelui și de capacitățile personale ale candidaților și modul în care aceste aptitudini și capacități personale răspund pentru fișa postului de președinte. Noi vom face o campanie civilizată, pozitivă, cu argumente forte în favoarea candidatului nostru, domnul Victor Ponta, care noi credem că are maturitatea și capacitatea necesară de a conduce România și de a uni, așa cum spune domnul deputat și cum spune noi, și de a implementa acest nou model economico-social la nivelul României, care să îmbine creșterea economică și măsurile economice cu măsurile sociale absolut necesare, având în vedere suferința prin care a trecut poporul român în anii de criză și deciziile aberante care le-au luat cei care sunt contracandidații noștri. Ce scor v-am mulțumit? Locul 1. Locul 1 în turul 1, locul 1 în turul 2. Acesta este obiectivul nostru. E complicat de spus scorul. Eu, în faza aceasta, electoratul este în așezare. Probabil pe sfârșit o să vă spunem și un scor, intenționăm să facem și un sondaj la nivelul Sibiului și dacă vom avea resursele necesare, resursele umane, fiindcă vorbim de oameni, nu cred că vom merge la o firmă de consultanță și aceste lucruri domnul Besoiu vi le poate spune la vremea respectivă, fiindcă dânsul este analistul nostru care pentru acest motiv și prezintă aceste sondaje. E cea mai interesantă campanie din ultimii 25 de ani? Asta pentru dumneavoastră, pentru că... Da, este interesantă. Nu ne-am așteptat la o astfel de variantă și este interesantă. Domnul Besoiu, vă rog frumos. Aș vrea să fac niște comentarii pe aceștia întrebărilor dumneavoastră. Dacă ați observat, în spațiu public s-au enunțat doar cum contracandidații lui Victor Ponta vor să-l bată pe Victor Ponta. Deci, contracandidații lui Victor Ponta nu au spus dorim să câștigăm președinția României pentru că acesta este programul nostru.
se spune doar, vrem să câștigăm președinția României ca să ne ajungă Victor Ponta, președintele României. Există multe nuanțe, așa ceva. Sunt absolut convins că le-ați înțeles. Și să nu uităm de un singur lucru. În cursul zilei de ieri, Victor Ponta i-a invitat la dezbatere atât înaintea turului întâi pe toți contracandidații săi, cât și înaintea turului 2, pe al doilea finalist, pentru că noi nu avem niciun doi ani, Victor Ponta este unul dintre ei, împreună cu propunerile pentru funcția de prim-ministru. Dacă tot ați urmărit spațiul public, nimeni nu a răspuns aceste invitații. Noi nu ne punem întrebarea cine se teme de cine sau de ce. Noi ne punem întrebarea care sunt programele pe care și le asumă contracandidații lui Victor Ponta pentru a accede la funcția de președinte al României. Și înăuntru acestor programe urmăriți ideile naționale. Președintele României reprezintă națiunea. Nu este prim-ministru. Nu administrează și nu gestionează afacerile curente ale țării. El reprezintă națiunea. De asta, pe semne, dacă poate n-am pomenit, în turul 2 el este creditat cu un punctaj între 55 și 57 față de Klaus Werner Iohannis. Deci admiteți că domnul Iohannis e candidatul cel mai... Cel mai bine plasat. Domnul Iohannis este candidatul cel mai bine plasat. Este neîndoielnic că există o sensibilitate locală vis-a-vis de candidatura domniei sale, nu? E firesc. Este o localnic. Există o vanitate locală și o mândrie locală de a sprijini pe cel care ți este concitadin. Dar alegerile nu se câștigă exclusiv într-un oraș, într-o comunitate. Alegerile înseamnă cu totul și cu totul altceva. O audiență electorală maximală la nivel național. Asta înseamnă foarte mult și înseamnă, în primul rând, modul în care știi să-ți transmiți programul național pentru națiunea română. Asta este elementar într-o dezbatere electorală la acest nivel. Și pentru această funcție în stat. În rest, să nu ne pronunțăm nici asupra sistemului judiciar, nici asupra statului de drept, pentru că noi respectăm întru tot dictonul latin dura lex, sed lex. Legea e aspră, dar este lege. Și aici trebuie să te conformezi legii. Legea nu-ți dă la îndemână și nu-ți oferă posibilitatea de a face gestul de moralitate. Nu. Legea se aplică și atunci trebuie să te conformezi unei decizii legale, că asta înseamnă legalitate. Asta e un mic comentariu legat de ceea ce ar putea să pronunțe în alta curte de casație și justiție sau nu. V-ați dori ca domnul Iohannis să nu poată să intre în urmă în cursa? Nu. Să nu candideze? Nu. De ce? Nu știu, vă întreb. De ce să... Asta, din punct de vedere sociologic, îl victimizează. De ce? Să candideze. Vă dorim? Dar noi ne dorim ceea ce a enunțat și domnul președinte Cine. O campanie civilizată și de sobrietate europeană. Care este foarte clamată de toți contracandidații lui Victor Ponta. Asta ne dorim. Și proiectele pe masă. Domnule Cindrea, cum vedeți colaborarea cu primarul Klaus Iohannis în cazul în care va fi înfrânt în alegerile prezidențiale? Asta și în prisma faptului că, de exemplu, un punct în programul lui, sau pomenit inclusiv pe Facebook și în programe, Sibiu, capitală gastronomică. Un proiect care iar vede o colaborare strânsă cu dumneavoastră. Veți putea colabora cu primarul Iohannis după alegeri? De ce nu? De ce nu? Am colaborat, colaborăm. Nu cred că are legătură una cu alta. Iar proiectul Sibiu Capitală Gastronomică, dacă vă uitați un pic, a fost primii care am anunțat această susținere. Cei care se ocupă de acest proiect ne-au contactat, ne-au cerut acordul, am semnat acordul pentru susținerea proiectului.
este un proiect la nivelul regiunii, la nivelul județului, nu la nivelul municipiului. Bineînțeles că primăria municipiului este parte în acest proiect. Vă deranjează că îl folosește în campanie? Este corect. Este corect. Mie îmi place să fie corect. Cu siguranță să-ți însușești un proiect ca și cel Sibiu Capitală Culturală. Sibiu Capitală Culturală este un proiect guvernamental semnat de primii miniștri de la acea vreme, miniștrii culturii, în care noi ca formațiune politică și eu ca persoană l-am susținut de la început și când întâlnirile aveau loc la București, 2001-2002, primăria Lipțeană. Și ulterior a devenit partener în proiect, era un proiect regional, guvernamental, între guvernele și primii miniștri din cele două țări. Da. Asta e viața. Fiecare trage pătura pe el, asta pornește de la egoismul unora. Pe noi nu ne caracterizează și trăiesc cu impresia că e loc pentru toată lumea pe pământul acesta, în Sibiu și în județul Sibiu. E loc și să colaborăm în viitor și cu siguranță în viitor vom avea o colaborare bună, instituțională, așa cum scrie la lege cu primarul Iohannis al Sibiului, care va rămâne cu siguranță primarul Sibiului, dacă nu-și va da demisia după eșecul pe care îl va avea. Vă așteptați la asta? Mă aștept. Cât îl știu de orgolios, mă aștept. Credeți că își va da demisia? Acum nu mai pot să spun. O să vedem. Și-a dat demisia și din funcția de prim-vice după eșecul de la europarlamentare. Și-a ajuns președinte. Da, printr-o conjunctură. Pregătită cu mult timp înainte, i-a tras preșul de sub picioare lui Crin. Iarăși a demonstrat că, din punct de vedere caracter, sunt niște deficiențe majore. Propriul partener și cel mai apropiat omul care l-a adus în PNL. Știți că domnul ministru Rus face o vizită la cantierul autostrăzii care a fost informat? Știu acest lucru și doresc succes și vizitare ca scop. Evaluarea stadiului realizării acelui tronson de autostradă între Săliște și Cunța. Și probabil că după vom afla dacă se află în grafic. Din discuția care am avut aseară cu directorul general al Legiei Autostrăzi și Drumuri Naționale, mi-a spus de această vizită și i-am spus îngrijorarea locală în ce privește, transmisă de presă, nu a mea, a presei locale, în ce privește statul. Și m-a asigurat că autostrada va fi, acest tronson va fi terminat, așa cum s-a promis, până la jumătatea lunii noiembrie. Sper ca declarațiile și evaluarea la fața locului să confirme acest lucru și să avem declarații în câteva minute. Dar mi-e cam dubios așa să ducă un ministru de, din două în două luni să verifice dacă merge ceva pe un șantier, se întâmplă ceva acolo. A mai fost și luna trecută. Să te duci să-ți evaluezi șantierele nu mi se pare nimic dubios. Păi, în condițiile în care... Să mă duc eu să văd și să n-am atribuții în zonă. Nu, în condițiile în care s-a mai făcut o analiză acum o lună. E posibil să se prelungească termenul? Au apărut probleme pe... Nu știu, mergeți la autostradă și scrieți la o companie și obțineți întrebări.